Elevii de clasa a treia din Suceava, Rădăuți și Fălticeni participă cu aproximativ 30 de lucrări despre protejarea mediului înconjurător în etapa națională a programului educațional Ecolimpiada Elevilor, intrând în competiție cu peste 300 de elevi din alte 27 de județe din România. Fiecare cadru didactic a evaluat compunerile din clasa sa și în urma unui proces de selecție pe cea mai bună au nominalizat-o în ultima etapă a competiției. Astfel, reciclarea deșeurilor din hârtie, povestea sticlei, învățăm să protejăm mediul înconjurător, sunt doar o parte din cele aproximativ 30 de lucrări semnate de elevii din Suceava, Rădăuți și Fălticeni, care merg mai departe în etapa națională a programului Ecoolimpiada Elevilor 2014-2015. Toate compunerile pot fi descoperite accesând site-ul www.colectează-selectiv.ro și pot fi votate o singură dată în perioada 23 aprilie-10 mai. La final, elevii care au redactat cele mai reușite lucrări, alături de cadrele didactice implicate, vor fi premiați. Programul este dezvoltat de Ecorom Ambalaje în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării Științifice încă din anul 2012. La școala Mihai Eminescu din Rădăuți s-a desfășurat în perioada februarie-mai un proiect educațional dezvoltat la nivel național împreună cu Societatea Ecorom Ambalaje în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării Științifice. Acest proiect are ca scop familiarizarea elevilor cu procesul de colectare separată a deșeurilor de ambalaje, motiv pentru care înscrierea în acest proiect s-a făcut încă din luna noiembrie. Am primit de la această societate materialul informativ, câte un ghid pentru fiecare elev care a fost parcurs la clasă pe parcursul lunii februarie, câte un material auxiliar pentru doamnele învățătoare și câte o scrisoare adresată părinților în care aceștia au fost informați despre modalitatea de desfășurare a proiectului. Pe parcursul lunii februarie, materialul a fost desfășurat la clasă sau elevii au învățat din el ce înseamnă să recicleze. Iar în luna martie, pe baza acestor cunoștințe, elevii au scris compuneri care au fost mai apoi selectate din fiecare clasă pe site-ul concursului, fiind înscrisă câte una. Astfel, școala noastră are în concursul Ecoolimpiada Elevilor înscrise 4 compuneri ale elevilor de clasa a treia, care urmează a fi validate și votate pe site-ul concursului până în 19 mai. Așteptăm cu interes sfârșitul concursului și câștigătorii, pentru că este un număr foarte mare de elevi care participă la acest concurs și ne-am bucura dacă elevii noștri ar fi printre cei premiați.